Și în această săptămână, în școlile din municipiul Buzău se desfășoară cursuri potrivit scenariului galben, cu slabe șanse de a se reveni la scenariul verde. În orașul Buzău, rata de infectare cu COVID este într-o ușoară creștere de câteva zile, potrivit situației centralizate astăzi de DSP. Avem înregistrată o rată de 1,28 cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori, cu 168 de noi îmbolnăviri înregistrate în ultimele două săptămâni. Astfel, elevii din clasele 5-7 și 9-11 rămân acasă, unde învață online, la fel ca săptămâna trecută. Situații similare de scenariu galben întâlnim la nivelul localităților Pogoanele, Viperești, Colți și Mărgăritești. Pe de altă parte, autoritățile buzoiene din sănătate anunță 13 noi îmbolnăviri cu COVID în întreg județul. De la începutul pandemiei, peste 9500 de persoane din județ au fost confirmate cu noul coronavirus, 265 dintre acestea decedând.